Bine ați venit la competiția inteligenței! Bine ați venit la cel mai puternic spectacol al minții! Pregătiți-vă creierele, pregătiți-vă galeriile și haideți să facem spectacol! Bine ați revenit, spunem noi, la competiția inteligenței. Lume nouă acum în sală. Au plecat galeriile de la Jean Monnet și de la Mihai Viteazul. Nu-i nimic. Avem alte două galerii, cred eu, sper eu, la fel de puternice. Galeriile colegilor Nichita Stănescu și Oluca Caragiale. Wow! Din nou, Nichita scrie poezia The Best. Avem Victor, o galeria majoretelor, din câte văd eu. Nu mai mărim suspansul, nu mai mărim emoțiile pe care le au cele două echipe. Chemăm așadar în scenă alături de noi echipele colegilor Oluca Caragiale și Nichita Stănescu. În aplauzele dumneavoastră, intră echipa Colegiului Național Oluca Caragiale. Andreea Băjenaru, clasa 9. Maria Roșca, clasa 10. Teodor Tănase, clasa 11. Și Horia Rădulescu, clasa 11. Tot în aplauzele voastre. În aplauzele dumneavoastră, intră echipa Colegiului Național Nichita Stănescu. Bogdan Călina, clasa 9. Cristina Moțoi, clasa 10. Eduard Alexandru Nica, clasa 11. Și Andrei Mihai Racovițeanu, clasa 12. E, acum manifestați-vă! Mulțumim, mulțumim și pentru faptul că ați fost alături de noi și în prima parte a competiției. Mi-ați spus că întrebările au fost ușoare, că v-ați fi descurcat, poate la fel de bine ca și colegii voștri. Vom vedea acum cât de bine vă descurcați la întrebările ce vă revin. Înainte de a trece la întrebări, Victor, haideți să mai citim o dată sponsorii competiției The Best, pentru că merită și pentru că sunt alături de noi. Noastre. În aplauzele dumneavoastră. Rafineria Petrotel Lukoil, Fax Media Consulting, BES România, Soceram, Carrefour Ploiești, Altex România, Ploiești Shopping City, Toyota Ploiești, Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești, Coral Impex SRL, Agenția de Turism Itinera Nova, Brasi Trans, Terra Verde Ploiești, Lido Gârbea, Elstar Câmpina, Pensiunea Valea Negrașului, Diavist, Caliope și Lucky Wedding. Partenerii concursului Spectacol The Best, Filarmonica Paul Constantinescu din Ploiești. Vă invit în numele domnului director Corneli Rimia cât mai des aici în sala Filarmonicii, pentru că aveți multe de văzut, multe de învățat. Inspectoratul Școlar Județean Prahova, astăzi prezenți alături de noi. Doamna Cristina Petre, inspector pentru educație permanentă. Doamna Rodica Georgescu, inspector de specialitate arte. Și domnul Gheorghe Iorgulescu, directorul Clubului Sportiv Școlar Ploiești. Tot partenerii concursului Spectacol The Best, Prefectura Prahova, Amit Marketing, Optic Net, Timbark, Voipan,
Camera de Comerț și Industrie Prahova, Club Rotary Valea Prahovei. Partenerii media ai acestui eveniment unic în Prahova, cotidianul Telegrama, gazeta ph.ro, Prahova Business și ziarul Ride. Organizatorii competiției The Best, competiție derulată în premieră aici în Prahova de către un trus de presă. Trusul de presă Mix Montan cu televiziunea regională VPTV, radioul Best FM și televiziunea națională de turism Travel Mix. I-am cunoscut pe concurenți, am aflat care sunt sponsorii, care sunt partenerii, partenerii media, organizatorii competiției The Best. Să trecem la treabă. Asta așteaptă toată lumea. Și acum să înceapă semifinala, să înceapă spectacolul inteligenței. La fel, începem cu primul domeniu, geografia României. Prima întrebare. Mult succes ambelor echipe. Întrebarea cu numărul 4. Mi-o dai mie. Domeniul geografie, întrebarea cu numărul 4. Municipiul Cluj-Napoca este situat pe râul și echipele trebuie să aleagă între cele 4 variante. Start cronometru. Tensiunea a ajuns la cote maxime. Foarte multă liniște în sală. Mulțumim pe această cale și doamnei profesoare Carmen Băjenaru de la Colegiul Ion Luca Caragiale. Mulțumim deopotrivă și doamnei profesoare Norica Răduță de la Nikita Stănescu. Așa, doamnă. Țineți frâiele în mâini. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Să citim cele 4 variante de răspuns. Întrebarea numărul 4 din domeniul geografie. Municipiul Cluj-Napoca este situat pe râul. Varianta A, Someșul Mare. Varianta B, Someș. Varianta C, Someșul Mic. Și varianta, deși ultima, Crișul Repede. Vor ei să fie altfel așa de la început, pentru că Nikita Stănescu a ales varianta A, Someșul Mare. Echipa de la Caragiale a ales varianta C, Someșul Mic. Variantă aleasă cu responsabilitate, corect. Varianta C. Felicitări! Luptat. Întrebarea cu numărul 1, Victor, tot din domeniul geografie, cea de-a doua întrebare. Domeniul geografie, întrebarea cu numărul 1. Pasul Mestecăniș face legătura feroviară și rutieră între 4 variante de răspuns, start cronometru. De secunde.
pare că nu reușesc să ajungă la un numitor comun. Mai au 10 secunde, 9, 8, 7, 6, 5, 4... 1... Stop! Cam dezamăgiți. Hai să vedem. Întrebarea numărul 1 din domeniul geografie. Pasul Mestecăniș face legătura feroviară și rutieră între varianta A, depresiunea Bistriței și depresiunea Dornelor. Varianta B, depresiunea Dornelor și depresiunea Maramureșului. Varianta C, depresiunea Dornelor și depresiunea Câmpul Lung Moldovenesc. Și varianta D și ultima, depresiunea Dornelor și depresiunea Giurgeu. Sunteți curioși. N-ați răspuns la fel nici de data aceasta. Nichita Stănescu a ales varianta C, depresiunea Dornelor și depresiunea Câmpul Lung Moldovenesc. Echipa de la Caragiale a ales varianta B, depresiunea Dornelor și depresiunea Maramureșului. Răspuns corect, C. 1-1. Am ajuns la cea de-a treia întrebare. Aveți cu ce? Am ajuns la cea de-a treia întrebare pentru domeniul geografie. Întrebarea cu numărul 3, te ascultăm cu interes. Munții Semenicului au altitudine maximă de 4 variante, start cronometru. Cei de la Nichita. 5 secunde. Răspunsul. Stop. Întrebarea cu numărul 3 din domeniul geografie. Munții Semenicului au altitudine maximă de varianta A, 2445 metri. Varianta B, 1448 metri. Varianta C, 1446 metri. Și varianta D și ultima, 1224 metri. Nichita Stănescu a ales varianta C, 1446 de metri. Caragiale a ales aceeași variantă, C, 1446. Răspunsurile foarte bune am celor două. Licee, varianta C. Ce de fete în galeria de la Nichita! Mergem către cel de-al doilea domeniu, matematică și științe. Am deja numărul întrebării. Victor este pe drum cu întrebarea cu numărul 4. Matematică. Întrebarea cu numărul 4 din domeniul matematică și științe. Numărul real pi reprezintă 4 variante de răspuns, start cronometru.
30 de secunde. Zece secunde. Avem un prim răspuns. Stop. Îl avem și pe al doilea. Întrebarea numărul 4 din domeniul matematică și științe. Numărul real pi reprezintă varianta A, raportul dintre diametrul cercului și raza sa. Varianta B, raportul dintre lungimea cercului și raza sa. Varianta C, raportul dintre aria cercului și lungimea sa. Și varianta D și ultima, raportul dintre lungimea cercului și diametrul său. Vedem imediat care echipă a ales varianta corectă, pentru că Nikita a ales varianta D, raportul dintre lungimea cercului și diametrul său. În timp ce echipa venită de la Colegiul Național Ion Luca Caragiale a ales varianta B, raportul dintre lungimea cercului și raza sa. Varianta corectă este D. Toți vă doriți acest lucru, să vedem cum se descurcă colegii voștri. Suntem la domeniul matematică și știință. Întrebarea cu numărul 3 vine din biologie. Timusul mai este numit și 4 variante de răspuns. Start cronometru. De secunde. Zece secunde. Avem un răspuns. Și al doilea. Haideți să ascultăm variantele. Întrebarea numărul 3 din domeniul matematică și științe. Timusul mai este numit și varianta A, glanda bătrâneții, varianta B, glanda copilăriei, varianta C, glanda tiroidă și varianta D, glanda pituitară. Nikita Stănescu a ales varianta B, glanda copilăriei. Caragiale a ales varianta B, aceeași, glanda copilăriei. Răspuns corect. Felicitări! Prima întrebare din domeniul matematică și științe, te ascultăm, Victor. Vine din matematică.
Numărul de divizori naturali ai lui 2013 este 4 variante de răspuns, start cronometru. Secunde. Zece secunde. Băi, ți fac aici calcule în dreapta mea. Stop. Matematică și știință, întrebarea cu numărul 1. Numărul de divizori naturali ai lui 2013 este varianta A, 8, varianta B, 6, varianta C, 10 și varianta D și ultima, 5. Iar Nichita Stănescu spune varianta B, 6. Echipa venită de la Caragiale a ales o altă variantă, varianta D, 5. Varianta corectă la această întrebare este A. Deci niciuna din echipe nu a... Încurajăm ambele echipe! Trecem la cel de-al treilea domeniu, istoria românilor, întrebarea cu numărul 1. Domeniul istoria românilor, întrebarea cu numărul 1. Capitala Moldovei a fost mutată la Suceava de 3 variante de răspuns, start cronometru. De secunde, au timp suficient. Secunde. Stop. Întrebarea cu numărul 1 din domeniul istoria românilor sună astfel. Capitala Moldovei a fost mutată la Suceava de varianta A, Petru I Mușatinul, varianta B, Lațcu, și varianta C și ultima, Roman I-ul. Iar Nichita Stănescu a ales varianta A, Petru I Mușatinul. Spre deosebire de echipa venită de la Caragiale, care a ales varianta C, Roman I-ul. Răspunsul corect este A, Petru I Mușatinul. Ah!
Întrebarea cu numărul 2 pentru domeniul istorie. Hai, Horia. Întrebarea cu numărul 5, Victor. Domeniul istoria românilor, întrebarea cu numărul 5. Sistemul politic românesc interbelic s-a bazat pe parlamentarism și, trei variante de răspuns, start cronometru. Abar n-am, nu-i un răspuns. De secunde. Și Nikita, foarte sigur pe ei, au dat răspunsul. Mulțumesc. Și Caragiale, avem ambele răspunsuri. Să auzim variantele. Întrebarea cu numărul 5 din domeniul istoria românilor sună astfel. Sistemul politic românesc interbelic s-a bazat pe parlamentarism și varianta A, bipartitism, varianta B, pluripartitism, și varianta C, monopartitism. Iar Nikita Stănescu a ales varianta B, pluripartitism. Echipa de la Caragiale a ales aceeași variantă B. Au ales foarte bine ambele echipe. Felicitări! Întrebare din domeniul istoria românilor, după care aflăm punctajul. Domeniul istoria românilor, întrebarea cu numărul 3. Mircea cel Bătrân a ctitorit, trei variante de răspuns, start cronometru. Vă rugăm să nu suflați pentru că v-am văzut. De secunde. Avem un răspuns, l-avem pe amândouă. Istoria românilor, întrebarea numărul 3 sună astfel. Mircea cel Bătrân a ctitorit, varianta A, Tismana, varianta B, Cozia, varianta C și ultima, Vodița. Nikita Stănescu a ales varianta B, Cozia. Echipa venită de la Colegiul Național Ion Luca Caragiale a ales aceeași variantă B, Cozia. Corect răspunsul, amândoi. Departe, până când domnul director Iorgulescu, pentru că e pregătit cu microfonul, nu ne spune câte puncte a acumulat fiecare echipă până în acest moment. După trei
etape. Colegiul Național Nichita Stănescu, 7 puncte. Iar Colegiul Național Ile Caragiale, 5 puncte. Intrăm, dragii noștri, în pauza de publicitate cu Nichita Stănescu având 2 puncte în avans față de Ile Caragiale. Mai sunt alte 3 discipline care așteaptă să primească răspunsuri corecte, alte seturi de întrebări care așteaptă răspunsurile voastre corecte. Luăm acum o scurtă pauză de publicitate. Ne revedem în câteva minute.